Uzbekistanul nu mai face parte din lista celor mai mari exportatori de struguri de masă din lume. În acest context, volumul exportărilor a scăzut de 8 ori într-un singur an, transmite Eastfood. Acest fapt este cauzat din criza majoră în sectorul viticol provocată de înghețuri neobișnuite care distrug plantațiile. Astfel, în anul 2022, țara s-a clasat pe locul 9 global în ceea ce privește volumul exportatorilor de struguri. Totuși, în anul 2023, exportul de struguri a coborât cu 11 poziții, menținându-se cu dificultate pe locul 20. Strugurii de masă reprezentau pentru Uzbekistan principala sursă de venituri din export și un flux esențial pentru mulți fermieri mici. Totodată, impactul s-a resimțit și în exportul stafidelor, în timp ce strugurii proaspeți erau vânduți în principal țărilor vecine din cauza logisticii dificile și a soiurilor învechite, exporturile de stafide s-au diversificat, având o pondere tot mai mare către țările cu venituri mari. Potrivit sursei, situația a ajuns într-un punct critic, astfel încât Uzbekistanul a început chiar să importe struguri.